Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu. Bună seara! Ai întrerupt o discuție interesantă, ia zi, despre ce discutam? Nu mai la cu asta, cu artileristul, cu Mehmet, cu ăla, deci mă doare capul. Avem un interviu, da? Tucker Carlson s-a dus la Moscova și a luat interviul lui Putin. În seara asta, la ora 1, noaptea, adică după la ora după miezul nopții, va fi difuzat interviul. Uitați-vă, suntem și pe Twitter, dacă nu ne găsiți pe, sau pe X, cum se cheamă acum, dacă nu ne găsiți pe YouTube, pe Facebook, pe unde mai suntem, emisiunea Marius Tucker Show este începând de ieri seară în direct și în reluare pe X, fostul Twitter. Așa, eu tot nu înțeleg, încerc de 24 de ore să înțeleg care e nebunia asta cu interviu, de ce reacțiile astea împotriva lui Tucker Carlson, cele mai multe. Nu, la marea majoritate a jurnalistului este de invidie. El, pe acolo, Carlson nu avea dreptate. La Putin au fost mii de... Au fost multe cereri, asta e clar. Da. De ce l-a acceptat pe el? Nu, din ideea... Am auzit o felul de proști că l-a acceptat deoarece Putin se temea de cine? Amanpour. Hai să fii să pui. Serios. Nu. Șmecheria n-a fost, a fost gândită la nivelul ăla, că acolo nu e ca la noi, la Ciolacu. Mașinărie. Deci, în primul rând, că el trece în America drept dizident. Adică, prin... Dacă te dea la CNN, era oficial, într-un fel. Da. Nu era vreo, că la Putin poate să răspundă la orice întrebare, dar nu avea impactul subteran. Adică, pe asta... Acest podcast al lui Carlson... Da, a fost dat afară de la Fox News, da, mai la o televiziune, e în online și așa, deci, mai departe. Nu, e foarte interesant. Uite cum mi-ai dat o idee genială, ca de obicei când se poate. Bă, dar ai dat drumul la ăsta, o să răcesc și după COVID o să răcesc. Opriți aerul condiționat. Bun, hai mă arăs, hai că e foarte interesant. Mi-ai dat o idee, câteva idei interesante, nu m-am gândit. Deci, care a fost calculul de comunicare? Prima dată a fost, de ce l-a ales pe el? Nu că îi punea întrebări, că ești de acord că Putin răspunde la orice întrebare, Putin, nu e, cum să normal. Zic, Emil Boc, am dat un mi-a venit în minte așa, nu știu. Până și Rareș Bogdan răspunde la orice întrebare, da, păi. Bun, problema era în felul următor. Unu, el, canalul lui are imaginea de dizident. Dacă dădea la CNN, nu avea atât de mare impact. Impactul... Da, CNN nu e considerat o televiziune a sistemului. Da, e sistemul. Adică una e să dai un interviu, hai să spunem, ție, și una e să dai la antenă. Mă zice, știu, chiar dacă ăla e mai bun, să spunem, de când l-ar da nouă, da? Corect. În al doilea rând, el are o mare, o mare audiență. Trei, este trumpist republican. Și atunci, și patru, are o mare autoritate asupra publicului lui, da? Deci Putin a zis, sigur că va justifica războiul, numai că unde să justifici războiul de față cu Amanpour și unde să justifici de față cu ăsta, chiar dacă el ar nega, la nivel de american ne ajunge. Dar eu am spus, din punctul meu de vedere ca analist, nu are nicio valoare. Deci, pentru că nu-l văd pe Vladimir Putin folosind acest interviu pentru a anunța că încheie războiul. Va fi interesant, o să mă uit, dacă el se transformă într-un interviu spectacol. Adică dacă Carlson întreabă numai cu Ucraina, că știu... Dacă îl întreabă și niște lucruri, nu știu, ce țară îți place, vă place, eu așa îl întreba, Ivan cel Grand, vă place? Adică să nu fie un interviu exclusiv despre Ucraina, despre războiul. Da, adică nu, un interviu spectacol. Așa a făcut Oliver Stone cu Castro. A făcut un interviu lung în care nu, acum mă uit la el ca la un spectacol. Deci ar fi foarte interesant și o să discutăm după ce îl văd, să văd în ce măsură a făcut din interviul ăsta un spectacol, nu atât ce transmite. Adică dacă sunt întrebări ieșite, neobișnuite, dar nu întrebări... Cum e un interviu document, asta este clar. Dar nu știu. Eu am spus care ar fi reușita, să fie interviu document pentru istorie, da?
un interviu document despre Putin, Putin la Kremlin, da? În vârstă, adică depinde... Eu zic că oricum va fi un document, pentru că e un interviu după 2 ani de război în Ucraina. Nu știu cât, dar mai ales tu, că eu dacă m-ai întreba pe mine, ar fi numai două întrebări cu Ucraina, că știu răspunsul. E important să-l întreb pe omul acesta lucruri care nu au legătură cu obligativitatea lui de a spune niște texte. Oricât te duce la el, nu cred că o să spună că a greșit intervenind în Ucraina, da? Adică... E clar asta, da. Da, nu știu. Credeți că va face declarații spectaculoase sau nu. Va fi un... Nu. Nu. Nici n-are cu. Adică va fi un... Nu, Marius, tu că eu îți propun... echilibrat. Suntem în ianuarie, noi trebuie să așteptăm martie. Noi suntem în februarie, nu suntem în februarie, martie. Deci momentul cheie și pentru războiul din Ucraina și pentru războiul Rusiei Occidentale este martie. Pentru că războiul din, fără războiul din Ucraina, Putin nu candida. Deci fără... Deci la... Ea, nu știu, 24-le, era greu de presupus că mai găsea un motiv, da? Să candideze. Să candideze și câștigă. După ce câștigă și se îndeplinește acest obiectiv, mai discutăm. Adică lucrurile se vor schimba? Radical. Adică deocamdată... Adică are votul rușilor un mandat de cât? 4 ani sau 5 ani? Nu mai știu. 5 ani, nu, dar el nu avea cum să-l obțină fără război. Am Aș înțeles. Putea să fiu... conspiraționist, să spun că a provocat războiul și ca să fie încă o dată președinte. Și în ce înseamnă că lucrurile se vor schimba radical? În ce direcție? Eu ce cred sens? Că va accepta ceea ce încep și în presa ucraineană, armistițiul de tip corean. Aha. Adică, va fi dispus să facă pacea, într-un fel sau altul? Nu, se face un armistițiu pe termen nelimitat, cum se încearcă în Gaza. Uh-huh. Adică dacă acum în Gaza semnează un armistițiu pe... 4 luni s-a terminat războiul, că 4 luni nu mai e în sensul ăsta. Adică se spune, facem un armistițiu și nu e tratat de pace. Un armistițiu. Deja... Adică un conflict, până la urmă, înghețat, că asta înseamnă, nu? Păi, dar nu, așa este în Coreea. Coreea de nici acum, în Coreea de Nord nu e... Bun. Să ne întoarcem la interviul lui Tucker Carlson. Faptul că el face interviul ăsta a arătat că lumea este împărțită în două. Lumea în general. În ce sens? În sensul că am văzut ce reacții sunt de la jurnaliști. Păi și tu iei în serios? Eu nu iau în serios, eu văd. Adică păi asta... văd, dar eu nu iau în serios, eu nu sunt sincer, Marius. Bineînțeles că nu sunt sincer. Împărțirea lumii în două înseamnă o împărțire sinceră. Păi ce nu sunt? Crezi că Radu Tudor e sincer? Dar nu vorbesc de ziariști, eu vorbesc la nivelul populației. Pe care populație? Păi, sunt mulți care spun, care citesc sau comentează atunci când păi ăștia vin și îl fac pe ăsta putinist și că păi e... Păi fac și pe tine și pe mine. Și e în serios pe aia. Aceea nu cred? Ce? Eu nu iau în serios, nu e vorba despre asta. Dar nu cred, eu zic că lumea este divizată în momentul nu ăsta. Nu așa de tare cum crezi. Este în primul rând că lumea este divizată de tip telenovelistic. Unii sunt cu tânărul și frumosul Zelenski, alții sunt cu bătrânul... Și urâtul și Putin, criminalul da. Putin. Din nenorocire pentru tânărul frumos, eroul Zelenski, s-a evit unul mai tânăr și mai frumos, care e Jaluzni. Uite-te la împărțire, da? Păi la ora actuală în Ucraina, Jaluzni este peste ăla, da? Ca popularitate, da, peste Zelenski. Da, deci, acest război s-a transformat într-o pasiune pentru doi bărbați. Unii sunt cu Putin, nu, nici cu Rusia, alții sunt cu Zelenski, da? Și în America? În America la fel. În funcție de... În America acum au atât de mari probleme economice încât nu se mai preocupă cu... Este clar, noi am mai discutat aproape seară de seară. E ceva în neregulă. Război este pierdut. Discutam înainte de emisiune. Constantinopolul a fost asediat de 29 de ori. Asta a lui Mahomed era a 29-a. Nimeni nu credea. Ce înseamnă? Înseamnă că de 28 de ori asediatori au plecat. Adică în lumea respectivă erau momente în care se făcea pace, plecai, adică nu văd de ce... Și în istorie rămân doar cuceritorii. Nu, mai ales că nu văd de ce acest război ar fi diferit de războiul punic. Adică un război în care unii pot să piardă temporar și faci pace. Lungirea acestui război este o catastrofă pentru Europa, pentru noi, pentru Ucraina, în pentru primul Ucraina, rând. Pentru bun, se face un armistițiu, se dezvoltă partea azi la alta. Oricum partea aia nu era a lor, da?
rămâne și cu Odessa și cu ăsta, da? Și nu știu. Nu știu. Mare stucă. Deci n-am de unde, de cum să zic, adică poate că crapă Putin, poate că crapă Trump, nu știu, istoria e complicată, dar ca să o lungești acum, adâncești o mare problemă. Mai multe, că nu e una singură. Mare stucă, la ucraineni poți să le dai sute de miliarde, nu ai, n-au oameni. Germania fascistă, Germania lui Hitler n-a pierit că le pierise vitejia, nu mai erau. Nu mai erai, nu, gata. Masele, în timp ce Stalin putea arunca un milion de oameni peste noapte, ăla săracul adresese la copii soldații. De 15. Da, adică n-ai cum, din punct. Începutul sfârșitului. Bomba atomică în presa din Ucraina. Se cere armistițiu cu rușii și cedarea de teritorii. Te mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob de la Impolitic și spune așa articolul. E un articol apărut în presa ucraineană. E prima dată de la începerea războiului, da? Cel mai exploziv articol apărut în presa din Ucraina de la debutul invaziei rusești până în prezent a fost publicat în Strana Today, una dintre cele mai citite publicații ucrainiene ale momentului. În el se face o radiografie necruțătoare a situației de pe front, cu o Ucraina care nu dă semne că poate răzbi în fața rușilor și se cere pur și simplu oprirea războiului după scenariul corean, adică înghețarea conflictului pe termen nedefinit pe actualele teritorii. Mai mult, jurnaliștii ucrainieni atrag atenția că Zelenski și Occidentul au o viziune deformată asupra realității, mai precis, se îmbată cu apă rece. Un asemenea articol în presa ucraineană, publicat, să zicem, acum un an, i-ar fi trimis pe toți jurnaliștii în pușcărie, cu eticheta de putiniști pe frunte. Acum el ajunge la milioane de cititori. Poate nu întâmplător într-un moment când Statele Unite refuză să mai dea 10 de miliarde. UE se codește cu livrările de armament, iar Zelenski e tot mai presat de cuplul Zaluznyi Klitschko. Iar Putin tocmai se va adresa planetei prin interviul dat lui Tucker Carlson. Ce spuneați mai devreme, de fapt? Da, e o lungire. Eu, nu întâmplător, am făcut referire la istoria tuturor războaielor. Nu toate războaiele au fost câștigate. Unii au câștigat un moment, după asta s-au rupt acordul, adică războiul ăsta este văzut de al de Scholz, că ăștia lideri ăștia războiile, e așa ca un fel de unic război în istoria lumii. Nu se oprește istoria, mă, trece vremea, nu știu. Istoria merge mai departe. Bine, dar în același timp trebuie să recunoști că potrivit lui Claus Iohannis, noi suntem alături de ei. Păi noi stăm și după ce e armistițiu, noi vom fi alături până da, la capăt. Da, da, da. Dar în discursul ăla iar a vorbit despre Ucraina, da. Din tot discursul Doamne, ăla. Când eu cred că dacă îl trezești din somn de lângă nevastă... Zice Zelenski... Da. Marius, că știi care e povestea? Este expresia unui gol în creier. Poftiți? Este expresia unui gol. A. Hai să spun de ce. Că pe vremea lui Ceaușescu, dacă eu aș fi scris un editorial, te-ai fi mirat cât de prost eram. Pentru că ar fi fost plin de clișee. De ce? Când aveam curaj să zic ceva deosebit. El... Nu că nu aveți curaj, nu vi-a publicat nimeni păi înainte. Nu, nu. Era riscant. De ce să zic eu da, mereu corect. Tânărul? Bă, înțeleptul. A zis înțeleptul, tovarăș? Da. Așa și la el. Dacă ai observat, el nu vrea să... El evită efortul intelectual și atunci apelează la clișee, da? Mm-hmm. Că dacă... acea cuvântare din Parlamentul European a fost un dezastru, un dezastru, n-am pomenit un om atât de gol, parcă ar fi, nici școala profesională parcă n-a făcut-o. Vorbim serios, să te duci, mereu să spun. Eu am rămas uluit, era o temă, în care el lua cuvântul în nume personal, da? Nu știu, putea să fie, să mă încânte, puteam să discutăm noi 10 emisiuni, uite bă ce despre ideea. Discursul ăsta. N-a avut nimic. Dar de ce? Că aia că are gol în creier, mă rog. N-are nimic în cap. Sau este un om foarte comod și ca să faci nuanțe, presupune bătaie de cap. El are aceste chestii de clișee, da? După armistițiu va primi niște clișee în plic de la Washington și va spune, e bine că e armistițiu. Sunteți în contradicție totală cu Rareș Bogdan. Săracu Rareș. Viața e grea. Dar ce l-a apucat? Adică să spună că... Nu-i pe liste, mai nu e pe lista cui? Pe liste. La europarlamentare sau în general? La europarlamentare și-a speriat rău povestea cu Iulian Dumitrescu. A, care urma? Nu știu, am început să fac anchete prin stejar. Așa.
Mai restul că... A, pe la stejarii să face închetă? Da. Știi tema mea care am spus-o în fiecare seară? Nu există demnitar care să nu fi furat. Nu pentru că e necinstit. N-ai cum să nu furi. Eu tot mereu am explicat. Nu, nu, hai să ne lămurim, da? Așa. Deci, ești ca să ajungi președintele Consiliului Județean, da? Și ești cinstit, da? Doamne, ferește când am ajuns. După ce ai ajuns, vin băieții și spune, păi, stai puțin că, Matale, n-ai ajuns că erai frumos, da? Și că am fost noi pe aici. Am fost noi, da. Deci, bani la partid. Trebuie să furi pentru partid, obligatoriu, că au nevoie să dea cu tare, cu tare. Apoi vin tovarășii care s-au bătut pentru tine, da? Și bă, dar ce tu crezi că contracte noi... Contracte și așa mai departe. Dar ce tu crezi că noi te-am pus acolo? Noi te-am pus acolo, da? Și atunci, fără, ești obligat să furi. Și atunci, DNA are așa o listă, da? Uite, listă. Taca, taca, taca. A, Z, da? Mm. A, și zice la un moment dat, la ordin, Rareș. Pac! Apasă pe buton. Apasă pe buton. Ceea ce s-a întâmplat. Da, la Iulian Dumitrescu. A apăsat, se pare că a vorbit. Cine a apăsat pe buton la Iulian Dumitrescu? Iohannis, cred, după părerea mea. Da? Da, Iohannis. Noi uităm următorul lucru, mă răstu, că... De ce a apăsat? Ce uităm? Uităm faptul că nu avem director civil. A, la Serviciul Român de Informații. Da, iar generalii aia... Nu, dar de ce a apăsat? Dintr-un singur motiv. Sunt vremuri turburi. Ultimul an de al unui șef este cel mai greu, da? Că poate fi cel mai ușor, de fapt, anul în care poate fi părăsit și lăsat gol. Anul în care fiecare se crede președinte. A, e bună asta. Asta e, poate să fie un titlu. Da, adică... Genial, da. El ne mai candidă. Până și noi doi ne putem crede, da, președinte. Da, nu, imaginează ce foșgăială e în partide, da? Da. Iulian Dumitrescu a fi zis pe acolo, că ei se împată. Da. Băi... Păi, și la de ce n-aș fi eu, mă, precine, mă, la Iohannis? Că, na. Și atunci iau la gâtul. Atunci, tovarășul Pahonțu, care are peste tot oameni, na. Așa, dezvoltați ideea asta, anul în care oricine poate să fie președinte. Da. Păi și cine o să fie președinte în România? Toți. Bine, toți, dar păi, mai ales. Nu, mare, ceea ce am spus, am spus o chestie genială. Păi da, asta spuneam, da. Asta înseamnă o mare tulburare, pentru că... Mentală? Ce... Nu, în general, adică fiecare sperând că poate să fie, având bastonul de președinte în ăla, raniță, fiecare așa? Acționează de capul lui. A, și se crede fiecare... Da, și atunci fiecare are, fiecare general de la... Stai puțin, fiecare, în afară de faptul că fiecare are bastonul de președinte, fiecare dintre generali are rucsacul în care se află bastonul, știi cum e? Da. Adică imaginează-ți că e la servicii, da? Da. Că e oricum nou ce face, ești de acord? A, exact. Și că Zelenski l-a numit pe Sisky, comandant, șef al Forței Armate a Ucrainei, am dat și noi asta, e cel care a pierdut la Bakhmut, bătălia, ăsta care e nou șef al armatei. A, în locul lui Jaluzin. Da, superb. Păi eu fi fost de acord cu asta. Cu ce? Întotdeauna a fost un conflict chiar și între mari. Bun, dar acum totuși eu fac, am înțeles că vă place foarte tare să faceți interviuri, este... Nu mai fac. Nu. Spuneați, am văzut în jurnal, spuneați, doamne, că totuși sunteți poate cel mai important analist din România. Ba, nu există. În ăștia 35 de ani. Un biet pensionar. Lasă, doamne, acum ați văzut și pensionar, că de-aia vă chem aici, că sunteți la pensie, n-aveți ce face acasă. Și nici nu vă bagă pisicile în seamă. Totuși, e un an cum n-a fost niciodată. Nu mai găsim patru rânduri de alegeri, vom vorbi și despre comasare. Un an în care noi nu avem încă niciun candidat la președinția României. Dacă vrei, putem defini ciudățeniile acestui an unic în istoria post-decembrismului. În primul rând că până anul acesta aveam clar PSD, dreapta. Nu-i așa? Da. Tot post-decembrismul e dominat de asta. Ăia, PSD-iști cu tare, FSN-iști cu tare și noi care suntem... Acum nu mai știi care-s PSD-iști și care-s PNL-iști, da? S-a ajuns până acolo încât să se vorbească de un candidat comun. Da, nu, ceea ce nu s-a întâmplat în istoria post-revoluționară. În sensul acesta e confuzia. Da. Că înainte de 2014 știam Ponta cu PSD-ul, e... cu rușii, zi, da, așa. Chinezii, cu păi, aia, da, Năstase. Noi suntem cu forțele binului. Acum nu mai știi cine e cu forțele binului. Acum
Ciucă seamănă cu Ciolacu, Ciolacu seamănă cu Rareș, adică nu, nu mai este delimitarea aia, da? Tocmai pentru că au concubinat, au stat prea mult. Acum vreo două luni făceați o analiză în legătură cu asta și spuneați, dar erați atât de convins și vreau să vă întreb dacă mai sunteți la fel de convins, și spuneați, domne, încă nu a apărut președintele României. Adică sunt, nu se știe, sunt nu, în, la sunt fel. Sunt în continuare convins, da. Da? Sunt în continuare convins că e posibil că la un moment dat, chiar pe ultima sută de metri, să apară un partid. Un partid sau un candidat? Nu, un partid care și apoi ca un candidat. Și să aibă un candidat la președinție. Da, nu cred că va merge independent. Deci nu știu la... În momentul ăsta aceea și cum? Poftim? Nu, în momentul ăsta nu există... Ăla nu se știe păi, cine. Dacă să luăm adică nu e niciunul Marestu, dintre ăștia care se perindă pe... Marestu, că stai, oficial. Mircea Geană nu a anunțat oficial că va fi, da? Nu. A zis că... Da, da, da. Bun, deci oricând poate să renunțe. Știm noi, da? Ciolacu n-a zis niciun moment. Ciucă... La... Dar nici el, deci noi nu avem... Nu a spus nici Ciucă, nici o secundă. Deci noi nu avem la ora actuală niciun candidat. Bă, eu sunt, nici măcar... Nici măcar Simion a spus. Da, nu. Presupunem noi, facem noi tot felul de combinații. Deci, din punctul acestui vedere, nu știu... Cine va fi candidat? Credeți că vom ști candidații când? Că totuși sunt mâine, pe mine, martie. Vin alegerile europarlamentare. Totul va depinde de cât va... cât de puternică va fi influența ambasadei americane care pledează pentru această coaliție în continuare. Cum, domnule? Adică iar hotărăsc americanii cine va fi președinte? Da. Poți să dau un exemplu, că astea nervezi? Da. I-am dat o Natalie Morari, dar... Ați dat un interviu la... Da, da. În Moldova, în Republica Bine, Moldova. Bine că am luat o razna cu Saladin. Când m-a... Deci stai să ne lămurim. Saladin. Care... Nu, stai puțin. Da, scuze, care nu, era, zâmbeam. Era, cum să spun, sultan, fondatorul... Ai... Cu toate acestea, orice făcea el, scria califului din Bagdad. Care nu avea nicio putere. Teoretic, da? Noi, la noi... Tot ce face Ciolacu scrie califului din Băneasa. Nu înțelegi că e un calif în Băneasa? Califul din Băneasa. Da, da, păi scrie și dădea mereu socoteal. Bun. Am cucerit, să știți că am cucerit, nu, am cucerit Ierusalimul, dar să nu fiți invidioși pe mine. Stați un pic. Și credeți că acel candidat de care vorbeam va cere, îi va scrie califului din Băneasa ca să fie candidat? Da, nu... Califul deci din... dacă scriu doi, dacă scrie și Ciucă și Ciolacu. Califul din Băneasa merge pe variantă. O scrisoare n-ajunge. Nu. Pentru partenerul strategic, această coaliție este ideală. Coaliția, da, candidatul la președinție nu va contează. Fi... Păi, bun, contează. Hai că ajungem acolo să vedem dacă va fi un candidat comun. Ciucă va fi, după părerea. Adică un candidat pentru cele, din partea celor două partide. Va da, fi? Da. Nu e... Probabil că l-au scanat mult și a dat seama că... tulburări de alea nu te poți aștepta. Adică va fi liniște, va executa ordinele în timp, la timp, adică tocmai nu... și la timp, nu va comenta, nu va discuta, ci va executa. Nu, uite, întrebă, tu care cu noi, așa, te aștepți la Nicolae Ciucă să o ia razna? Nu, exclus total. Adică nu știu, probabil că dacă l-ai târât până noroși, tot n-ar lua o razna. Da. S-ar ridica, da. Aduce mânca da. Și ar aranja un pic ținută, aduce și aici să trăiești cu asta basta. Da, corect, da. Nu. Da, de-aia nu n-a fost bun niciodată de asta, că dacă te târăște unul până moi, mor cu el de gât și îl... Bun, acum am luat-o cumva invers, dar hai să vorbim despre comasarea alegerilor. Trebuia astăzi, nu știu, au amânat-o, cred că în mod deliberat n-au vrut să dea informația asta. Probabil că se pierdea în sau nu se mai auzea din cauza zgomotului făcut de interviul lui Tucker Carlson. Nu cred că de asta. Bun. Nu, nu, stai, nu. Eu cred că este o negociere între bandiți. Între? Bandiți, pentru că dacă... Nu, stai, limbajul, fiți atent. Oficial, nu stai, ni s-a spus că e de dragul țării. Bun, am înțeles. Dacă e atât de dragul țării, lăsă comasau în 5 minute, da? Ce să negociezi? Un minut, da, vorba nu. Păi ce să negociezi? Problema este că PSD-ul, voind să-l salveze pe soldatul Ciucă, că asta da, este... salva soldatul Ciucă. Da, alegerile locale, mă rog, generalul, cu, da. Nu comasate cu el, trebuie să-l salveze pe el. Da. Atunci vrea să câștige dincolo la parlamentare și la prezidențiale. Cine să câștige? Nu, deci a doua comasare e cea mai importantă.
Că una este să fii primul. Turul 2 la prezidențiale cu parlamentarele. Poftim? Turul 2 la prezidențiale cu parlamentarele. Ei iar vrea, cred că, primul tur. PSD-ul vrea primul tur. Păi da, păi e foarte important. De ce? Păi explicați. Păi zi-mi tu, că tu ești analist, eu nu sunt. Eu nu sunt numai ziarist, bun, întreb aici. Bun, hai să zicem, au loc cu primul tur. Marius Tucker, așa. Marius Tucker, da. Deci au loc cu primul tur, da? În primul, stai, la primul tur al prezidențialilor sunt și parlamentarele, da? Da. În acel moment vin mulți, da? Vin. Nu, fundamental pentru primul tur... Păi vin, mai mulți la turul 2. Nu, fundamental pentru primul tur este cine trece în al doilea. Da. E vital. Pentru candidatul la președinție, pentru candidatul. Da. În aceste condiții, influența primului tur asupra celui de-al doilea destul de puternică. Una este, dacă e al doilea tur, e favorizat PNL-ul într-un fel și la parlamentare. Uh-huh. Dacă e... Nu. Da, duceți-vă. Păi, nu, PSD și interesează parlamentarele. Dacă e la primul tur, dacă e la al doilea tur, rămân doinși, da? Da. Să zicem, și în acele condiții vor veni și la parlamentare foarte mulți chemați de turul al doilea. De turul al doilea, da, și PSD-ul vrea asta. Nu, el vrea să fie numai în primul tur, nu al doilea. Când al doilea vin nedreapta la vot. Dar de ce nu ar vrea PSD-ul în turul al doilea? Că ei sigur o să aibă candidat la președinție în turul 2. Pe când PNL-ul nu se știe. Nu, va fi Ciucă cu Simion. Păi stați un pic, asta înseamnă că va fi un singur candidat? Mă răstu că dacă mă arunc de la etaj, dacă Marcel Ciolacu va avea curaj să candideze și pun altul nu. De la ce etaj? Că stați la etajul 1? Nu știu. Mă rog, vă spun, nu, n-are curaj. De ce n-are curaj Ciolacu să candideze? Pentru că pierde. Cu Simion? Poftim? Cu Simion pierde Ciolacu? Păi nu, pentru că nu intră în turul 2. Păi cum să nu intre? PSD-ul are 30% în sondaj. Păi n-am de unde să știu. Deci stai să ne lămurim. Problema este dacă el se contracandidează cu Ciucă, de unde știi că va intra el? Păi stați o secundă. Cele două partide, da, primesc binecuvântarea califului din Băneasa. Atunci unul din ele cedează. Unul dintre ele cedează. Și ce primește celălalt? Funcția de prim-ministru? Funcția de prim-ministru, da. Am înțeles. Și credeți că va fi candidat Ciucă și PSD-ul va primi funcția de prim-ministru. Dacă Marcel Ciolacu, oricând de la București, eu l-aș vota mâine cu amândouă mâine. Unde la București? La primăria capitalei? Da, eu acolo l-aș bai, da. Pe Ciolacu? Da. Păi va candida Ciolacu la primăria capitalei? După felul în care anumite gazete dau mereu despre care știu că sunt ale lui, cred că îl tentează. Ia spune și mi-a discutat așa, dacă eu aș fi Ciolacu, da? Da. Ce obiecție avea tu ca eu să nu candidez? Pentru primăria capitalei? Da, spune. Nu, în principiu n-aș avea nicio obiecție. Eu aș avea numai avantaje. Unu, ești 4 ani, n-ai treabă, da? Mm-hmm. 4 ani. Primar, da? Este cu cei mai mulți bani din România, da? Bugetul, da. Da. Este un domeniu unde poți să faci mai lucruri. Ca premier nu poți să faci nimic. Poți să faci lucruri. Ești de acord? Adică da. Nu uita că în istoria... Bine, mai puțin e cu Șordan, adică... Păi eu nu spun. Dacă e în istorie... Da, poți să faci. Rămâi în istoria României ca un mare primar. Da, da? Că ai făcut lucruri, adevărat. Da. Dacă și obții o reducere a puterii... Aș mai o chestie. Ai un mandat bun, mai obții încă 4 ani ca primar al capitalei. Da, poți să faci. Și faci și jocuri politice, pentru că ai popularitate, dacă faci lucruri, e un al doilea mandat. Da. Poți să rămâi din postura de primar al capitalei, președinte al partidului. Păi, dar rămâi și nu... Foarte important. Păi și prim-ministru cine va fi din partea PSD? Nu contează. Adică eu spun că în sensul urmă, noi am discutat așa, ca premier, dacă vrei să faci ceva, eu n-aș, că funcție de premier nu poți să faci nimic. Adică noi doi, spuneți, vorbim între noi așa foarte deschis și asta, dacă ar fi să acceptăm vreodată vreo funcție, ar fi aia de primar general, că poți să faci lucruri. Vai, în niciun caz... Care se văd, Marius. În niciun caz aia de președinte... Păi nu. Nici președinte nu se vede. Păi asta vreau să zic și ca președinte? Păi președinte... N-avem și noi nevoie de un președinte care să facă altceva nu, decât o făcut ăștia? Că nu poate să facă băgare calif. Califul nu-l interesează Bucureștiul decât dacă îi dai apă caldă la ambasadă. Bun, deci ideea cea mai bună pentru Ciolacu, ca șef al PSD,
ar fi să fie candidat la primăria capitalei. Da, și să obțină două lucruri fundamentale. Reducerea puterii sectoarelor. Noi avem o mare problemă, adică... Eventual desființarea lor. Chiar și desființarea lor și transformarea megapolisului. Adică totuși București este unul din puținele orașe care nu au înglobat peste tot și ca structură, ca infrastructură. Nu, da, ca... voluntari. Da, toate alea sunt comune și așa mai departe. Care de fapt ele sunt suburbii aproape. Nu, dar pe mine chiar m-ar fascina. Dacă aș fi și ar mai fi ceva candidatura lui Ciolacu la primul. Dom'le, s-ar schimba ceva în scena asta politică, îmbâxită, previzibilă, mă rog, mai puțin candidații la președinție, că vorbeam. Ar schimba ceva în... Nu, și eu îl văd făcând, adică chiar ar fi punct. Deci îl dăm candidat la primăria capitală. Eu am dat unul, am spus eu îl văd primar. Nu, domnule, nu mai știți de glumă. Deci îl dăm candidat Ciolacu cu primăria capitală. Nu știu dacă el vrea, eu am spus că eu aș vedea, știți ce înseamnă, deci primarul Bucureștiului, dacă nu e Nicușor Dan, că nu știe, poate să fie personajul numărul unu în România, da? De departe. De departe. Mai ales că e un bun comunicator până un alt acela, cum se compară cu Nicușor care apare după Oluș când și când întuns. Sau pe plajă în chilos de din anii 80. Am obsesia, se vede. Dacă mă înțeleg. Da. Adică e ca și, dacă mai pune pe mine mâine la TVR, nu se vede. Dacă mai pune la un post mai mic, se vede, adică se vede. E undeva unde lucrurile pe care le faci se văd. Da, ai făcut o piață, ai făcut ăla, ai făcut, adică, nu, dacă faci în fizic. Da, da, se vede. Un primar pragmatic se văd lucrurile văzând cu ochii. Da, un pod, nu știu. Da, și ce, pe vremea mea, ai dărâmat ăla. Poate dă apă caldă și el în sfârșit. Nu, asta mai ales tu gândește că au rămas Protopopescu, au rămas, că au dărâmat colții. Au rămas ăsta al Parisului, cum îl cheamă, că a structurat o mare metropolă. Da. Îmi scape numele acum. Adică poate să vină să schimbe radical. Dacă va schimba, dacă va face. Și mai are o chestiune. Că dacă rămâne aceeași coaliție, are și sprijinul guvernului. Păi da. Ori ai nevoie de sprijinul guvernului, una peste alta, chiar dacă ai un buget atât de mare la primăria capitalei. Bun, de ce vor ei să comaseze localele cu europarlamentarele? Ca să salveze Păciucă. Asta e singurul motiv? Da. Și credeți că se va întâmpla asta? Nu. Nu. Ascultă-mă, fac o nuanță. Ascult, da, sigur că da. Toată lumea spune așa. Cum sunt localele cu europarlamentarele, vor veni lume la vot, fac următorul calcul. Lumea, dar ei nu ăsta e calcul. Ei spun așa, luăm un exemplu, Bolotești, da? Da. Acolo e primar liberal, da? Da. Și ei spun așa, dacă sunt numai europarlamentarele, la europarlamentare, la Bolotești, nu vor veni... Vor veni 20%, da. 15%, mă rog, cât. Dacă sunt și locale, vor veni și oamenii primarului și ei vor pune... Ștampila? Și pe europarlamentar. Nu asta urmăresc, Marius. Urmăresc știrea de duminică seara. Deci, hai să luăm așa, da? Au loc numai europarlamentarele, da? E clar că dacă au loc numai europarlamentarele, ei sunt pe trei PNL, da? Cum sună știrea seara? Nasol. Cum? Distrugere. Dezastru. Dezastru PNL la alegerile europarlamentare. Deci, hai să-l dăm jos pe Ciucă. Cum a fost cu PSD-ul în 2019, da. Hai să-l dăm jos pe Ciucă. Corect. Dar dacă sunt și locale, cum sună știrea? Dezastru și la locale și la europarlamentare pentru Ciucă. Nu. Mare succes. Da, se amestecă. Succes pentru PNL la locale, a luat nu mai ce. E cu europarlamentare. Nu și vine, că a luat PNL-ul nu știu orașe, nu știu da. Ce. Europarlamentarele trec la locale 3. Nu poate să fie pe locul 3. Asta spuneam. Da. Că vine, că au câștigat PNL-ul președințiile la 17 județe, consiliile județene. Deci PNL a câștigat alegerile. Da, aproape că le-a câștigat. Trebuie să-l păstrăm. Și nu mai bagă nimeni în seamă europarlamentarul. Așa e, da. Deci că a fost pe acolo. Dacă este totuși aur pe locul 3 la europarlamentare, nasol. Nu va conta. Nu va conta nici atunci? Nu mai răstu, că te-am mai spus, din punct de vedere al structurii putere poți să ajungă de 100 de ori. Problema este știrea. Pentru care știrea? Normal că știrea. Pentru că mulți din PNL așteaptă momentul ăsta, da? Cine, domnule, așteaptă din PNL? Și acolo, mai sunt... Care? Da, ar suna draca dracu. Ar suna, exact, vorba aia. Ce-am discutat noi? Nu, dar cine mai... Nu, total de acord. Titlul e
PNL, victorie, da. 17 consilii județene, da. 15 mari primării, nu știu, da, ce. Nu contează Europa. Orașe mari, nu știu, mai sunt pe la Iași, pe unde, da, mai, nu mă, nu mai știu, da, cum. Orașe mari, nu, da, contează, da? Da. A, și-au mai venit cu varianta asta care s-ar putea să-i facă primari pe câțiva peneliști în orașe mari. Că vor să aibă, acolo unde e USR-ul, are primar, vor să pună un candidat unic. Știți, da? Da, păi nu, adevărata știrea asta este. Nu comasarea. Ci faptul că au candidat... Păi în momentul în care vor... Aia, da, e o știre, în momentul în care vor decide așa, ia să le spune telespectul. Ei spun așa. La Cluj nu e le boc. Mai spunem nimic. Păi nu, e foarte... Glumesc. Păi nu, că așa ziceți. Spune totul, că deja a început concubinajul. Da. La Cluj e boc, da? Da. PSD-ul nu mai pune contracandidați, el spui, păi nu, stai puțin, da? Deci s-a terminat. Nu e cel mai bun exemplu. Dă-i exemplu la Brașov. Păi nu mai la multe. Brașov nu, e unul de la USR. Nu la Timișoara mai... e Frist de la USR, da? Da. Și PNL sau PSD, că vor să pună candidatul ăla de la PNL, mi se pare. Unic. Cum îl cheamă pe ăla? Robu. Robu, ca să-l bată pe la USR. Dar nu numai la ăla, Marius, tu, că și acolo unde, unde e Olguța Vasilescu o sprijină pe... Da, da, e cu atât mai mult că ei vor câștiga niște primării, asta încerc să spun. De acord, de acord. Cu atât mai mult cu când nu, dar vor avea contracandidați, da, în orașele în care e, păi, Olguța, da, Marius, tu, că dacă faci în la care Cluj, e Boc și așa mai departe. Nu vrei să mă ascult. În momentul în care stai, în momentul în care stai, că e foarte important, în momentul în care... lași la Cluj să fie și candidat PSD, s-ar putea să câștigi aur. Nu știu dacă mă înțelegi, pentru că... Da, ca cei greu doi... de crezut că n-au... Nu m-am dat un exemplu. Da, da, sau un alt oraș ar putea să câștigi ori aur. Ori acum se securizează și sau ăsta. Sau USR-ul, unde dădeam, că au și da, câteva orașe. Da, sau USR-ul, adică doamne, de bătându-se... Da, dar ei de ce calcă în picioare democrația și suprapun, comasează alegeri? Mă duc să mă uit pe perele. Alo! Ce, care calcă? Cât de-al dracului? Păi nu, serios, adică dintr-o dată, dintr-o dată aveam, nu mai puteam, și au niște argumente. Dom'le, merg, oamenii obosesc atâtea, de atâtea ori la vot. Din patru tururi, din patru rânduri de alegeri au rămas două. Zic, cu curând ăsta e unul. Bun. Deci va fi un candidat, candidatul, Ciucă va fi candidatul la președinție. Dar la București cine va fi în aceste condiții? Stați o secundă. Candidatul la președinție va fi Ciucă din partea celor două partide, da, care se va bate cu Simion. Va fi și un al treilea candidat, surpriză? Gen Chiove și... Nu vorbesc de planurile care le fac ei acum, am ales tu că în istorie... Nu. Păi nu, va fi și un al treilea candidat? Vă întrebam. Poate fi un al treilea... Cum a căzut la un moment dat regatul latin? Era unul mare rege și chiar foarte bun și s-a dat înapoi. Și a căzut pe spate și a murit. Uf. Nu, nu, n-ai înțeles, adică... Se poate întâmpla orice, bun. Așa, să vorbim de ce? De Primăria Capitale. Da, acolo pe cine pune? Cine? PSD sau PNL? Păi a zis că îl pune pe Ciolacu. Ciolacu sau Burduja? Firea n-are nicio șansă? Doamne ferește. E amintire? Nu, eu în locul ei, dar mă rog, n-aș, nici nu aș candida acum. Păi câte vreme e PSD, câte vreme e Ciolacu e la PSD... Nu va candida. Păi dacă e candidat, e moartă, nu înțeleg. Mai ales ai văzut genial joc al lui, că eu îl cunosc pe Ciolacu. Atenție la poșetă. El face așa. În momentul... Sărutul morții. Nu, stai să ne lămurim. Așa. În momentul în care tu ți-asumi, tu partid, normal, candidatura lui Gabi Firea și Gabi Firea pierde, tu o iei în bod, da? Mm-hmm. În, la forma actuală, chiar dacă Firea ar candida... Ciolacu zice, bă, n-am nicio vină, da? Deci, o pui pe Firea, ascult, da? Pe ascuns, îl votez pe Nicu Șordan, da? Nu stai să ne lămurim. Așa. Vii tu și spui, domnul Ciolacu a pierdut Firea. Păi, mă, am pus-o noi? Ea a vrut. Nu știu dacă ai înțeles mecheria. Da, e stilul, adică poți să fii. Ești de acord? Bun. Păi n-am nicio responsabilitate. A vrut, ea s-a impus cu tare, s-a autopro... Deci, în orice caz, văd că face jocurile mari la Primăria Capitalei. Dacă mai iese Nicușor Dan, să nu vă mai prind pe aici. Nu știu, poate iese, știu, din ce bătălie. Păi, păi. Vor avea candidat comun și la Primăria Capitalei, PSD și PNL, da? Aici depinde, de-aia am așteptat azi. Azi nu comasarea. Nu, vrăjeală, n-au vrut să spună nimic. Nu comasarea m-a interesat, ci... Și candidații unici, la București, candidați comuni din partea celor două partide. Și cine ar putea să fie candidatul PSD dacă nu e Ciolacu? Păi nu, eu am zis cu Ciolacu faptul că știri despre
cum va candida el, apar în site-uri care știu că sunt ale lui. Înțeles, dar eu vă mai spun ceva. Bun, am luat în calcul, am discutat o jumătate de oră despre Ciolacu, primarul general al Capitalei, să fie sănătos la mulți ani. Un an mai bun, sărbători fericite, Paște fericit, Crăciun fericit. Dar, dacă nu e Ciolacu, cine va fi candidatul alianței Burduja, contra Burduja, nu poate fi decât Burduja sau nu? Păi și Burduja are șanse în fața lui Nicușor, fiind din partea celor două partide? Că sunt cele două partide rupe, mă. Deci îl bat pe Nicușor, da. Nu are cum. Iar ăștia, papagale, ăștia trei n-au nicio putere. Cine? Ăștia trei. Cine? Tomacă, nu. Cine? Ștuca, Broasca și Curacu? Aia n-au nimic. Nu le ieșim, mă, mare, să este uluitor. Nu, dar de ce au făcut asta? Că USR-ul trebuia să rămână singur, să fie același partid. E mai prost sistem. Ca înainte. Adică să te aliezi cu Orban. Mai avea să se alieze cu Câțu. Ar fi nu bine să le ieși pe Câțu. Tu da. Îl cunoști pe Drulă? Nu, nu-l cunosc. Ai o părere bună despre el? Cea mai bună părere despre el. Păi mă, în momentul în care vine ăla, generalul, și deci electoratul lui este cel mai antimilitarist. Bineînțeles, pe dar s-a făcut sondaj. Păi nu e la lăudat. Da. Asta. Bun, hai să vorbim și despre asta. Ce l-a apucat pe șeful de stat-major? Care este explicația noastră? Păi el știe să facă numai stânga împrejur și a primit ordin să vorbească. Și aici e marea problemă la el cu vorbitul. Ați expediat un genial, dar în trei cuvinte. Da, de aici a pornit. Păi da, dar l-a pus cineva. Nu, toți de ăștia din NATO... Simt nevoia la un moment dat să vorbim. Nu, toți ăștia din NATO au primit dispoziție. A, aia e clar că au primit dispoziție, a primit și el, da. Da, el, problema este că dacă el era minim, spunea, bă, nu mă pricep, e prima dată, n-am mai apărut niciodată, mă uit la picioarele lui aia, nu știu, nu mai apăruse în presă, înțeleg? Da, și atunci a sărat cu... Oricât e aranjat, că părea un interviu aranjat, deci, mai ales tu că acolo unde trebuia să fii cu floreta, el a dat cu toporul. Cu barda, cu toporul. Era ceva groaznic. Și l-a pus pe Ciolacu să intervină de două ori. Da, mai ales că dacă vrei să discutăm despre tema asta până dimineață. Da. În esență, Ciolacu are dreptate. Apropo de asta, la ora actuală, în toată lumea, da, inclusiv în China, inclusiv în Rusia, se constată o devitalizare a tineretului. Corect. China a introdus obligatoriu sportul. Este clar, sunt toți cu internetul cu tare, da? Da. Una din cauzele eșecului invaziei este faptul că evreii de acum nu mai sunt tinerii ăia Ben Gurion, da? Și atunci se pune problema peste tot, s-a constatat, hai să facem ceva să... Nu știu, că o săptămână de instrucție, știi că serviciul militar obligatoriu era foarte bun, deci, nu știu, tu ai făcut, eu am făcut. Până urmă, am făcut cum să nu, am făcut armată. Nu, dar te învață, mare că spune te învață, sunt lucruri. E camaraderie, da. Cum să zic, efort în condiții cu totul speciale. Nu, și înveți viața. Nu, stai puțin, că acolo nu mai ești cu mămică. Băiatul lui mama acasă, că făcea mama șapte feluri de mâncare și a mâncat varză cu pește. Și atunci s-a hotărât această chestie. Și mai este încă o chestiune, care aici, dar nimeni n-a ieșit din civil să-i explice. Problema este că chiar dacă armata se modernizează, adică ai nevoie drone, rachete cu tare... Tehnologia asta care e foarte avansată... IT-ul ăsta trebuie să știe și ceva armată, nu știu dacă mă înțelegi, că nu poți să pui... Bineînțeles, păi, chestiile alea, adică stagiul ăla e obligatoriu, să știi dar să tragi cu arma. Dar a venit peste amărâtul ăsta care i-a zis cu pericolul rusesc, era ceva... Hai, lasă că asta a primit tot din toți. Am văzut la televiziune de partii de stat, cum rușii cuceresc Letonia, Estonia, Lituania, Suedia, Finlanda, Polonia, pe bune. El nici măcar pervers nu era, era Otova, nu înțeleg eu de aia, adică el i-a dat cu Putin cucerește, putea să fie mai subtil, să spună cu tare. Nu, și a zis că începe cu Moldova. Bun. Și de ce începe cu Moldova? De ce? Că e mai la îndemână. Nu, să ia cei 30.000 de... Nu i-a primit încă în cod Maia Sandu. Domnule, discursul lui... V-a plăcut discursul lui Rareș Bogdan? Iar încep cu Rareș Bogdan. Păi nu, dar trimite-mi și mie Ana, că nu a făcut o greșeală de istorie. Mehmet, nu, noi la, cu Ștefan cel Mare n-am oprit invadarea, că Mehmet nu... Stați un pic, că turcii nu s-au dus niciodată spre Budapesta, prin vas lui. Asta n-a înțeles el. Procentul de ucraine, Zelenski a precizat că motivul demisiei lui Zaluzhny a fost eșecul ofensivei de vară pe frontul de sud. Trebuie să spunem cu sinceritate, sentimentul de stagnare în direcțiile de sud și dificultățile din luptele din regiunea Donețk au influențat starea de spirit a publicului. Poftim?
ucrainienii au început, chiar l-a demis? Da, au început să vorbească, pe deja a fost numită la nou, spun mie cine e, ăla care a pierdut la Bahmut, zigurile rele. Ucrainienii au început să vorbească mai rar despre victorie. Anul acesta ar trebui să fie anul în care fiecare soldat ucrainian va ști, ca și până acum, că puterea ucrainiană, armata ucraineană, ce faci? Este capabilă să câștige. A spus președintele Zelenski. Nu știu, domn. Însoțit de Klaus Iohannis. Nu mă deranjează, că am discursul meu. Ce? Procentul de ucrainieni care cred că țara se mișcă în direcția bună a scăzut la 41% într-un sondaj. 46% mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob. Au spus că atitudinea guvernului față de cetățeni s-a înrăutățit. Iar 41,5% au spus ce au spus. Nu știu. Cu oficialii au devenit mai puțin înclinați să respecte legea. Da. Societatea ucraineană nu va rămâne tăcută după decizia președintelui Zelenski de a-l demite pe comandantul șef al Forțelor Armate, Valerii Jalușnei, a declarat generalul în rezervă Serghei Crivonos, cred că l-arestează pe ăsta, pe canalul său de YouTube. Jalușnei nu va rămâne tăcut ca și un număr imens de ucrainieni conștienți, pentru că înțeleg că problema nu este Jalușnei, ci la conducerea politică a Ucrainei. Potrivit lui Crivonos ăsta, înlăturarea lui Jalușnei din postul său va destabiliza brusc situația din Forțele Armate și din Republica Ansamblu. Uite, la asta nu s-au gândit, da. Tu ai observat o chestie. Da. Deci avem un erou, eroul timpurilor noastre, numit da. Zelenski, da? Cu toate acestea, Occidentul nu l-a atacat pe Jalușnei? Nu, absolut deloc. Și cu toate că a venit asta Victoria Nuland, Newland, a venit să-l dea jos pe la Jalușnei totuși. Nu credeți? Nu, n-avea ce să facă. Adică aceasta este România. Cine zice? O țară sinceră, deși este cea mai atacată țară din UE. De ce atacată? În războiul informațional dus de un dictator împotriva civilizației occidentale. Oh, nu știi cine a spus asta? Bănesc că Rareș. Rareș Bogdan în discursul de ieri, după ce l-a pupat. Hai să o luăm, ia-o la logică, la verificare logică. Bagă-l prin verificare logică, da? Deci, România este cea mai atacată de cine? O țară sinceră, deși este cea mai atacată țară din UE, în război informațional dus de un dictator. Punct. Cum este atacată? Nu știu, fratele meu. Păi nu te întreb pe tine. Habar n-am, nu știu, nu mă atacă păi nimeni. Păi din câte îmi dai eu seama, Antena 3, Digi, toate sunt pro Zelenski. Eu n-am văzut, spune și mie, în afară de noi, niște tipi... Care ne punem întrebări? Da. Și care n-avea nicio treabă cu Rusia, apropo de asta. Nu, marea problemă la politicieni este faptul că eu când făceam interviuri... Dar citeam și eu frumos, aveam intonație, da. Când eram pe vremuri tânăr, aveam o chestie care enerva pe toți, roată din comunism. Și zicea, domnule, și România este cea mai atacată informațională națională. Cum? Păi cum? Cum? Cum, da. Adică când îl pui să... Ia mă zici. Kremlinul a înțeles... Ce a înțeles? Că Iohannis... Că România este o miză colosală și investește masiv în coruperea minților alegătorilor și în încercarea de stabilizare a României și dinamitarea din interior a Uniunii Europene. Haide, pe bune. Cum e corupe Putin? Da. A, de-aia stă rare. Deci, domnule, aveți o minte care a fost... Stați o secundă, că nu, e prea tare. Kremlinul a înțeles și v-a și văzut, ne-a observat pe noi doi, și a zis, bă, că România este o miză colosală. Da. Deci este o miză colosală sau nu e? De ce? Nu. Bun, deci nu e, da? Nu, și investește masiv în coruperea minților alegătorilor. Cum? Mai ales tu că... Cum? Deci nu vă simțiți... Nu. Avem... Ia-mă cuvintele, da? Da. Deci avem minți. Da. A ta și a mea, da? Da. Mințile astea sunt corupte. Cum? Ca alegători sunt corupte. Pentru că, dar cum ne corupe? Adică... Și în încercarea de destabilizare a României... N-am ajuns. Cum ne corupe el investit? Nu ne faceți mișto de mine. Cum corupe mintea mie Putin? Da, adică în viziunea... Prin inducție magnetică, nu știu. În viziunea lui Rareș are Bogdan, șaman. Nu. Putin are niște alviță. Și ne corupe. Nu, cu flacăra violet, nu ați înțeles. Este un prost. Flacăra violet, cum a fost Băsescu cu Geoana atunci. Ne corupe, bun am înțeles. Dacă n-ar fi PNL... Și în încercarea
de destabilizarea României de ce? Și dinamitarea din interior a Uniunii Europene. Deci dacă ne destabilizează pe noi... Trebuie să facem rubrica asta în fiecare săptămână, să facem o analiză pe text. Nu, dar mi-ai dat o idee. Hai să facem o analiză, luăm textul. Un da? Textul unui politician, care e textul săptămânii, discursul și zici, săptămânii. Și stai puțin, ce a vrut să zică că... Ce a vrut să zică autorul, asta da, să fie rubrica. Așa e, dar e foarte important. Deci, a valorilor occidentale... Da, zi, mai citește, că deja am început. Deci, președintele Iohannis va garanta până în ultima zi a mandatului său acest lucru, și anume că românii vor rămâne europeni prin excelență. Păi și nu suntem europeni. Uite, suntem toți îmbrăcați. Aceasta este România. Da. Țara cu cel mai mare potențial energetic din Uniunea Europeană. Cu doar un tronc. Și cu cele mai multe oi. Și de ale cărei investiții, finanțate și din banii europeni, puțini, dar nu destui. Va depinde în mare măsură ce? Independența energetică a Europei. Parcă suntem, băi, nu există așa parcă ceva. Parcă suntem și pentru mitra. Da, dar cum citeau... Dar nu există, jur. Cum adică România, independența energetică a Europei se câștigă prin România? Da. Președintele Iohannis, așa cum v-ați convins, este un șef de stat echilibrat și rațional, profund european. Dumnezeu știe că e profund. Cum ai zis Băsescu, că ai zis dacă Europa însă de Tăricianu cu Papion. Marius, da. Analiză de text, da? Ca să vedem dacă e profund european, înseamnă că el e un castravete, da? Dacă vrei să vezi că un castravete este profund european, nu, că e castravete, trebuie să-l tai. A. L-a tăiat, nu, cum ne dăm noi? Marius, te rog frumos, spune cum ne dăm noi seama că e profund european. E profund și nu e pur și simplu european. Înseamnă că domnul l-a operat. L-a operat și a văzut profunzimea. Așa a citit în profunzime. Trei sferturi, atenție, parcă vezi așa, se zice, bă, a făcut trei sferturi este european. Bine, săptămâna viitoare veniți dumneavoastră cu textul ce a vrut să spună autorul. Bine, venim și noi. Ia, hai. Așa cum mi-aș dori să văd și alți șefi de stat, în special în zonele vecine României. Deci, ăla din Bulgaria nu prea e, ăla din Ungaria nu prea e, în Ucraina nu, că e. Așa... Este un președinte care a echilibrat, nu prea mai avem timp, care a echilibrat într-un mod admirabil interesul țării sale, cu fără interesul a familie. Afecta interesul Europei în regiune. A trecut vremea individualităților și a orgoliilor. Viitorul va demonstra, băi, fratele meu. Hai, zi, ce va demonstra? A, și după aia a cântat Hora Unirii. Unde unul, nu-i putere, la nevoi și la durere, unde doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Ce trebuie noi cu Ora Unirii? Nu știu, domnule, dragi. Și vă mai citesc primele trei rânduri și faceți analiza și ieșim din emisie. Am avut privilegiul de a asculta alături de dumneavoastră analiza și viziunea unui adevărat om de stat. De ce privilegiu? S-a intrat cu bonuri? Domnul Klaus Iohannis. S-a intrat, mă, cu bilete. Stai că sare rândul aici. Hai zi. Președintele României, da, general, în ultimii 9 ani, votat de 2 ori, așa, de aproape 7 milioane de români. Ați ascultat discursul unui om cu vocație europeană despre Europa și despre construcția europeană. Cum crezi că va vorbi la anul despre Iohannis? Îl bagă, pardon. Nu este un simplu discurs. Mi s-a părut cel mai banal discurs din istoria discursului. Aceasta este România, distinși colegi. Cea mai importantă țară pentru asigurarea securității UE la Marea Neagră. Și noi nu avem nouă corvetă. Marac. Și țara, și nici ăla n-a luat, nici submarinul. Și țara care are 650 de kilometri de graniță Ucraina. Așa și? Și? Analiza, hai, vă rog. Eu zic că există niște antologii pe planetă numite discursuri care au schimbat istoria. Da. Eu zic să punem și discursul al lui Iohannis sau al lui. Curtea Supremă a semnalat joi că este pregătită să-l susțină pe fostul președinte Donald Trump și să respingă interdicția de a apăra pe buletinul de vot al Colorado, transmite CNN. Da, Nikki Haley, ți-a plăcut aia care a candidat singură și a pierdut? Și a ieșit pe locul 2. Păi cântecul ăla să alegi de unul singur să ieși pe locul 2. Hai zi. Păi nu mai, gata. Hai că ai mintea coruptă. Mi-a corupt-o Putin. Cu cine ați fi vrut să faci alții? Apropo de Tucker Carlson, că l-au acuzat ăștia că face interviu cu Putin. Mi-aș fi dorit la fel de tare ca Tucker Carlson să fac interviu cu Putin, dar nu contează. Cu cine ați fi dorit să faceți? Cu Putin. Cu Putin.
Da. Pentru că cunosc bine istoria Rusiei și chiar aș putea să... Și din istoria lumii în interviu? Nu văd la ora actuală. Păi spuneați cu ăsta, cum îl cheamă, din Imperiul Roman. Saddam. Nero. Cu Nero. Eu aș fi făcut cu, știți cu cine? O să mă înjură ăștia acum, o să mă facă și terorist. Cu Iuda. Nu. Bine, cu Iuda da, era de făcut. Nu, cred că aș fi făcut cu Iisus. Nu? Nu, nu putea să, Iisus nu putea să iasă din discurs oficial. Iuda e personaj interesant. Și cu Iuda. Știți cu cine aș fi făcut? Cu ce personaje după 89? Aș fi făcut în primul rând cu Osama Bin Laden. Nu cu Ceaușescu. Bine, domnule. Nu, am zis după 89, pardon. Cu Yeltsin ați făcut? Ce? Cu Yeltsin. Nu, că trebuia să beau cu el. Nu vorbesc serios. Nu, dar cu Osama Bin Laden și făceam și un reportaj de la fața locului. Că ăla stătea într-o casă, ascuns, familia, cu neveste, nu cu copii. Nu știu ce ar fi interesant, ar fi interesant de făcut cu șeful talibanilor. Adică, da, ar fi de făcut. Ca să vezi ce îngândirea lor. Ola cu Omaru, ăla, cum zice, Ola? A, nu. Ola, cum îl chema? Știu cu cine aș face. Cu cine? După Putin, cu Erdogan. Ai uitat? Da, Erdogan e personal. Păi nu, neotomanism. Domnule, și cu ăla al Siriei. Nu, dar avea limbaj cu mine. Și cu ăla al Siriei aș face. Am făcut. Cu ăsta, al Iranului. Cu al Republicii, zic ăștia că face cu toți dictatorii din lume. Nu, la Iran n-aș vedea că nu ar avea curaj să spun. La Erdogan, da, pentru că mă pricep la ideea. Da, cu șeful Hamas aș face? Da. Deși cam știu, nu ar spune nimic desebit. Adică știu, cu evrei, cu adică... Nu fac ăștia teroriști acum, șeful Hezbollah. Nu, mă, ales, eu vorbesc de ce aș fi cu Putin, că mă pricep la istoria Rusiei. Mm-hmm. Adică eu nu știu în ce măsură, hai să ne lămâi, fac o obiecție de pe acum, în ce măsură Carson se pricepe la istoria Rusiei, pentru că o temă care trebuie să o abordez cu Putin, vorbesc serios, este asta, bă, voi sunteți asiatici sau europeni? Ah, bun, o grămadă de... Păi, da, foarte corect, important, da? Adică pe ce ești, Ivan cel Groaznic, nu. Uite, stai, sau Petru cel Mare. Și din perspectiva unui jurnalist român, interviul era și mai interesant. Da. Vorbeai despre ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Nu, dar puteai să-l întrebi. Ceea ce americanul. Stai, domnule, vorbeam de al doilea război mondial, da. Vorbeai, îl întrebai de la Lenin la Stalin, de la președinția Turcimatul. Nu, dar puneam o întrebare de pe acum, ți-o spun de pe acum. Da. Puneam, credeți că... comunismul a fost adus de trupele sovietice, adică i-aș fi pus să întreb... Și l-aș fi întrebat de tezaurul de ăsta al României. Nu. Dacă da, l-aș fi întrebat, cum să nu-l întrebi? Știam răspuns. Dacă îl împușca pe Mareșalul Antonescu. Dacă are o părere bună de... Îi spunea, domnule, spuneți, știu. Bine, spuneți-mi un lucru... Hai că sunt și să vă primească. Da, cât vreți, o oră sau două? Nu, de ce am zis... A fost Ion Cristoiu în seara asta? De ce am apropo, lecție. Da. Pentru că la tezaur știi ce vă răspund. Cu Hitler ați făcut interviu? Nu pot să-mi dau seama. Cu Mussolini? Cu Mussolini am făcut Stelian Popescu. Adică nu cred că amândoi nu erau personaje... Nu mă pricep la istoria lor, adică... Cu Mircea Eliade? Nu. Îți spun, dar... Și la mai personaje istorice, nu vreți. Mă ales că mă pricep, trebuie să pui întrebări. Eu, atenție, spune-mi... Cu Kennedy? Cu Kennedy, da. Pentru că nu trebuie să spun următorul. Atenție la seara asta. Va fi un test pentru... Eu mă voi uita dacă el se pricepe la istoria Rusiei. Nu poți să discuți cu Putin fără istoria Rusiei. Încercați de la începutul emisiunii să spuneți că noi suntem mai buni decât Tucker Carlson. Da, asta eu e, da. Dar bineînțeles... În materie de istoria Rusiei... Nu de istorie. Acum... În general, în materie de gazetari. Nu, în cazul de față... Nu, dar pentru cei care se întreabă asta, răspunsul este da. Dar în materie de Putin sunt mai bun decât... În ceea ce mă privește, nu vă pot să vorbesc pentru asta. În materie de Putin, pentru că mă pricep... Hai că ne-am dat și mari în seara asta. Păi nu, stai, nu-i mare. Nu mai vrea să iasă din misiei. Păi nu mă mare, nu ai înțeles. Așa. Nu să spun, mă pricep la istoria comunismului, la Stalin, adică poți să... Da. Știe Carlson teroarea. Bun, domnule, dar e un interviu cu Putin. Vorbim de meseria de gazetar în general. Nu, dar în caz de voastră trebuie să te și pricep că... E adevărat, dar eu vorbeam în meseria de gazetar, dacă era să facem un concurs, dacă ieșea pe locul 3. Nu? Ești de acord că era să-ți bun? De că mă pricep la ruși. Dar de ce suntem aici o dată pe săptămână, în fiecare seară? Și prima emisiune în curând, apropo, să facem într-un an, cred că da, 30 de ani la prima emisiune, Dumnezeule. Hai că trebuie să ce tineri suntem. A fost Ion Cristoiu în această seară. Și trebuie să mă operez de catarată. Nu, că nu intru în... Ce? Intru o lună operația de cataractă. Haideți, lăsați-mă cu operația de cataractă de 3 săptămâni, săracu. Păi dacă aveam a făcut și COVID, a făcut și aia.
zi. Domnule, apropo de verde și de asta, hai că dacă tot am stat să stăm până la, până la fix. Stați așa. Cu Gaddafi m-am gândit și eu. Stați o secundă. Măcelarul Bahmut, ce se știe despre nou comandant al șef forțelor armate ale Ucrainei. Stați să vă citesc și despre asta un pic. Avionul rusesc care transporta prizonieri ucrainieni, da? Au dat New York Times. Ce au dat? Că era o rachetă Patriot trasă de ucrainieni și că ăștia occidentalii n-a știu nimic. Bun, o secundă. Cine este Oleksandr, ăsta e un nume greu, Siski, nou șef, comandant șef armatei ucrainiene. Comandantul forțelor terestre i-a împins pe rușii înapoi la Kiev, la începutul invaziei. Păi la Kiev au fost, mă rog, și a proiectat contraofensiva de la Harkov în septembrie 2022. El îi succede lui Zaluzhny și, mă rog, citiți pe... Stați, domnule, că mai aveam o știre foarte tare. Știți că se vorbește de energia verde, da? Da. Stați o secundă. Cu energia verde, da, că și... aia... Și vă dau acum, vă dau definitiv. Deci, pe mariustucă.ro găsiți. Nu se deschide asta, dar nu știu de ce. S-a deschis. În ciuda a 6.000 de miliarde de dolari investiții în 15 ani în energii regenerabile, domne, 6.000 de miliarde, 2023 a dobărât recorduri în ceea ce privește consumul de cărbune. Păi de-am ales că pentru că planeta asta, Ursula spune că ea, cum să spun? Cuvintele dumneavoastră. Nu, stai, Uniunea Europeană nu stă sub un clopot de sticlă. Că poți să faci aici să oprești emisiile de la faci și îți bagă China... Să deschizi geamul la bucătărie și să-ți intre pe sub... pe fereastra de la baie. Da, n-ai cum. A fost Ion Cristoiu, mulțumesc mult, Marele Geac, în această seară. Ne vedem, cred că mâine seară, dar poate facem o ediție specială. Da, Mareșal, nu întâlnesc că ai fi luat în interviu? E, cum să nu, bineînțeles. Nu era rău. Avea replică din câte îmi dau. Da, cu Ceaușescu, dar să fie un interviu, nu ca băia, un interviu liber, adică să poți să-l întrebe orice. Mareșal că a fost la o conferință de presă cu 500 de jurnaliști care... American, știu, dar una e cu conferință și era, răspuns, a știut. Păi, avea replică, era răsfățat americanilor. După 90 s-ar fi adaptat. Ar fi dat niște interviuri. Bine, nu înțelegeam ce spune, dar asta e altă discuție. Ce, nu mai poți să faci o glumă pe seama lui Ceaușescu? E un om care a murit. E un om care a murit? Păi și Hitler a murit. A murit în chip tragic și... Asta e adevărat. Și, ce să spun, și Hitler a murit. S-a sinucis. Și Stalin a murit. Mulțumesc mult, Ion Cristoiu. Ne vedem, țineți aproape.